Peste 187.000 de copii cu vârste între 13 și 15 ani, reprezentând un sfert dintre adolescenții din România, au fumat cel puțin o dată în viață, iar peste 53.500 fumează în mod curent, în timp ce noile produse destinate fumatului cresc procentul copiilor care fumează. Noile produse destinate fumatului cresc procentul copiilor de 13-15 ani care fumează, astfel, dacă în rândul persoanelor de până la 14 ani doar 5% au declarat că au fumat zilnic în ultima săptămână, în cazul celor de peste 14 ani, ponderea urcă la 26%. La ce vârstă ați fumat pentru prima oară? 14 ani. Specialiștii vă recomandă să evitați spațiile în care se fumează, să beți ceai în locul cafelei pe care obișnuiți să o beți dimineața și să înlocuiți țigara cu o gumă sau un dulce fără zahăr atunci când simțiți nevoia să fumați. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor susțin că ambiția este cel mai important și deseori singurul lucru care vă poate ajuta. Ce sfaturi care îi pot ajuta pe fumătorii actuali pentru a se lăsa de fumat puteți să ne dați? Ambiția. Corect. Asta e singurul remediu, fără farmacii, fără nimic, decât voință, să ai voință și ambiția. Potrivit experților, adolescenții ai căror părinți sau îngrijitori fumează sunt de 4 ori mai predispuși să se apuce de fumat. Totodată și prietenii acestora au o influență mare asupra acestui viciu. O vină o dețin și vânzătorii din magazine. Aceștia încalcă legea și continuă să le vândă minorilor băuturi alcoolice și tutun, care conțin multe substanțe cancerigene și multe altele. La ce vârstă ați fumat pentru prima oară? La 18 ani cu verișorii. Senatul a adoptat o propunere legislativă de modificare a legii pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, prin care fumatul este interzis minorilor în locurile publice. Însă aceasta nu îi oprește, ci doar îi face să se ascundă.